În acest an școlar, din inițiativa colegelor doamne profesoare Monica Înligere, Iosif Gabriela, care nu este aici, Moldovan Cristina, am pornit un proiect intitulat Parteneriat cu mediul. Ne-am gândit că este bine să trăim într-un mediu cât mai curat, mai sănătos și cât mai prietenos. De aceea am gândit acest proiect, care a cuprins mai multe activități. Activități de ecologizare în școală, activități de monitorizare a deșeurilor în oraș. Și am constatat că pe parcursul iernii s-au adunat foarte multe deșeuri. A fost o mare provocare pentru autoritățile locale să facă față acelei situații. Asta se datorează, sigur, și cetățenilor orașului care întotdeauna păstrează curățenia și mediul curat. De asemenea, am întreprins acțiuni de ecologizare în oraș, mai ales în zona malului Arieșului, unde elevii școlii noastre au participat la o amplă acțiune de ecologizare, care a fost oglindită și în presă, unde s-a adunat o cantitate enormă de deșeuri. Copiii au strâns aceste deșeuri, adunate, de fapt, pe parcursul câtorva ore de activitate, dar care s-au depozitat acolo de ani de zile. De ani de zile nu s-a făcut curățenie în acea zonă și spațiul arăta absolut îngrozitor. Pentru activitatea noastră am avut parteneri importanți. Ne-a sprijinit primăria prin reprezentantul acesteia, domnul Ursuleanu. Ne-a sprijinit Regia Domeniului Public. Ne-a sprijinit Serviciul Public de Asistență Socială prin doamna Coti și am avut parteneri importanți prin scurtă introducere, ca să vedeți că activitatea de astăzi este de fapt integrată într-o activitate mult mai amplă, pe care noi încercăm să o finalizăm la sfârșitul anului, unde vom face bilanțul și conform proiectului vom face și un regulament pentru cetățenii orașului, așa, o propunere de regulament. În mintea voastră este întrebarea, oare ce vom face la acest concurs? Pentru că nu v-am dat temă de studiu absolut nimic. Indicii destul de puține, am vrut să fie și un soi de surpriză. Ei, practic, ce aveți voi de făcut la acest concurs? Să demonstrați că, într-adevăr, sunteți prietenii naturii. De aceea, noi v-am pregătit 4 probe de foc, le spunem. Ei, nu sunt probe de foc, da? Probe care, la care voi veți fi ghidați de colegii ai voștri mai mari, elevii ai liceului. Vedeți, acolo sunt deja însemnați cu frunzulițe, inimioare, floricele. O să primiți fiecare echipaj, care e compus din 6 echipaj, da? Dintre voi, din același nivel de clasă, din aceeași școală, veți avea câte un îndrumător, un coleg al vostru mai mare de la liceu, care vă va verifica și în timpul desfășurării